Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta despre ce oare ascunde la de s-a putut întoarce la 180 de grade într-un timp atât de scurt. Ieri nu mi-a venit să cred când am văzut cum la s-a întors la 180 de grade în câteva minute. Dacă dimineața ne-a dat impresia că nu poate fi nimic între el și Lorena, că nu simte nimic, că vrea să plece din emisiune, imediat în partea de seara a emisiunii am văzut cum s-a întors brusc, dintr-o dată devenind un bărbat amorizat de fata de care spunea că nu simte nimic. Pare că ar ascunde ceva și cineva într-o mică pauză de filmări i-a adus aminte de acel lucru și imediat el s-a întors nu spun că așa este, dar de orice îl credeam în stare pe Laurențiu, dar în niciun caz de falsitate, pentru că cel puțin într-un moment a fost fals. Oricând spunea că vrea să plece deoarece nu se poate apropia de nicio fată, inclusiv de Lorena, ori acum când face pe îndrăgostitul Lulea. Mie mi se pare că de când s-a adus în emisiune faptul că Patricia i-a spus Lorenei motivul pentru care nu s-a putut apropia de el, Laurențiu s-a schimbat foarte mult. Inițial s-a văzut că l-a afectat ce s-a spus, apoi a vrut să se îndepărteze de, de Lorena, ca acum să pară că între ei ar fi ceva. S-au spus multe prin comentarii despre ce vicior ar avea Laurenciu, dar fără să am o certitudine despre așa ceva, nu am cum să speculez. Și oricum, dacă Lorena a putut trece peste acest lucru, înseamnă că nu este ceva grav, dar mai ales de nerezolvat. S-a cam dus și unul dintre ultimele lucruri bune ale lui Laurențiu, acela de om hotărât, care atunci când spune ceva, știi că așa va rămâne. Această apropiere a lor, bruscă, mie mi se pare cu cu cuață albă. Și oricum, la ce orgoliu are Laurențiu, la cea mai mică greșeala la Lorenei cred că va lua foc, dar poate că mi-am făcut eu o părere greșită de cât de orgolios este și de fapt o să vedem cât de mielușel va fi el, deși nu cred. Iar Bianca a fost cea mai tare când îi dădea sfatul Lorenei despre cum să procedeze ca să nu îl îndepărteze pe Laurențiu. Păi dacă aș fi fost în locul Lorenei, i-aș fi spus, lasă că ai procedat o bine când l-ai votat spre eliminare de la îndepărtat de tot. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!